din partea mea, te rog, dedic următorul moment tuturor îndrăgostiților din România. Să fiți sănătoși și să vă iubiți mult și să mă votați. 6 la 1, 2, 0, 6. Vă spun sincer care e problema mea. Eu, dacă am părinții, l-am pe el în față în timp ce cânt, am nodul aici, nu-mi iese nicio cântare, cânt cel mai prost din lume și când l-am văzut am zis, nu, floricele, mămăligă, jur, dacă plâng e grav, nu mai este cântarea. Dar buchetul e în barter sau a fost achiziționat? Mamă, dar ce buchet! A fost achiziționat, ai văzut fetița, te iubește. Bă, dar ce pereche frumoasă sunt. Auzi? Alex, zis că ea tot râde, glumește, nu știu ce, dar așteaptă, știi fata acum. Deci, în primul rând, stai așa, bine să spun. Că așteaptă, adică... A zis în emisiunea de ieri ce ai zis, Teo, a zis. Tu fă bine și adu-mi cadou. A zis să-mi iei cadou de Valentine's Day. Apropo, sper că nu e doar atât. Ha? Și cu tine, ți-ajunge atât, gata, nu mai ce faci. Mulțumesc mult. Deci, în primul rând, dai să vii cu cadou și de Valentine's Day și de ziua îndrăgostiților, ca să fie treaba treabă și după aia, știi tu. Vedem.
Nu ne grăbim nicăieri. Dar ce buchet de flori a primit-o, n-a primit în viața mea și ce v-am zis, este o roză stare bani. Ai văzut ce buchet, sincer? Nu știu dacă știi, ieri în emisiune le-am pus pe fete să le facă o declarație de dragoste iubiților și ți-a făcut o declarație superbă de dragoste. Poți să-i întorci declarația acum, să știi. Declarație, nu pot decât să-i spun că o iubesc, te iubesc foarte mult și sunt alături de tine orice ar fi. Bravo! Eu acasă oricum ne-o supărăm asta, ca să... Aolo! Păi stai liniștit că e și bine votată. Adică e asta acolo în top. Că dacă nu vine cu premiul acasă, nu mai, gata, nu. Să aștepte că inelul nu o să vină dacă nu vine. Bravo. Asta a dat declarația. Alex, îți mulțumesc tare mult, mulțumesc și formula nouă. Da, mulțumesc băieților. Și noi le mulțumim din suflet pentru că ați fost alături de noi. Se deschid porțile pentru voi, pentru toți. Mulțumim, Alex. Ciao. Mulțumesc mult de tot, băieți. La via. Și nu puteam să-mi permit să plâng, ăla era momentul meu. Eu știam că vreau să-l pun pe YouTube, să-l vadă lumea, să ajung în trending, înțelegi? Eu am fost sigură că momentul ăla mi-a plăcut atât de mult cum am muncit la el și așa, încât am zis, băi, e momentul meu ăsta, o să fie bine, să fie pe YouTube, peste tot. Și uite, să deschid porțile. Eram pe întoarcere, jumătate cap am văzut, jumătate cap și un jumătate buchet. Știi cum a fost în camprejur? Imediat am zis, mai ultima floricică, n-ai cum să începi acum să plângi, nu e, n-a apărut, nu e, satana. Mi-a plăcut mult, mi-e drag de el, mă bucur mult că a venit și că mi-a făcut surpriză. Bia, ce părere ai? Teo, vreau să zic că pe această melodie am fost eu mireasă. Ciorapii, cunosc mai multe. Ai avut ciorap din ăștia mireasă? Am avut și de ăștia pe sub rochie, da. Așa a văzut stilistul, nu mi-a purtat noroc, dar am savurat momentul tău, mi-a plăcut enorm. Mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai... dar e sexy așa cum te văd, dar puteai să-ți mai arăți. Nu, nu ești sexy deloc. Da, a fost foarte fain, nu știu, încă sunt copleșită de emoții, mă gândesc acolo. Hai, hop, pârlează-o până în fața juraților. Hai, hai. Nu mă interesează cum ești îmbrăcată, te văd foarte bine, să știi, repet, deși am niște probleme de vedere astăzi, pentru că m-a emoționat. Să știi că m-a umblat la corazon, Teo, pe partea aia românească mi-a plăcut mai mult. Bă, Teo Roz mă emoționează, bă. Bă, Teo Roz are ceva, bă, o simt la corazon pe Teo Roz. Nu știu cum, o simt la corazon. Și indiferent de faptul că nu e deloc, Noni merește cu hainele, bă, Noni merește cu hainele. E ceva în corazonul meu care, recunosc, sunt împărtinitoare vis-a-vis de Teo Roz. Nu este tema sexy în seara asta, este tema femme fatale. Da, arăți foarte bine, da, ai abordat altceva, asta este perfect, dar nu ești femme fatale, ești foarte... propus. Bună, nene, și frumoasă, și ești tu frumoasă. Vocea, fără doar și poate, extraordinară. Cum a spus Maurisa, ai o voce frumoasă, că e frumoasă. Nu, e frumos, ai o nuntă frumoasă. E frumos, da, așa. Și așa e și frumos, ai o voce. Dar ești până afară Atenei. Teo Roz, ești de frumusețe rară. Ai un păr, o față, niște ochi. Ești tot ceea ce și-a dorit un bărbat. Dar n-ai stil. Ce e al tău? Voce, frumusețe, nu o să-ți ia nimeni. Mergi înainte că poate iese ceva. În timp ce vorbeați, eu mă gândeam la o singură chestie. Aș fi intrat în buchetul ăla. Și imaginam cum aș fi arătat în buchet, dar prezentând un căpău. Căpăul să iasă din buchet. Căpăul să iasă și restul să fie... să mă ții așa la... Asta o sumară. Hai că asta ar fi o chestie. Putem. Da, măi, Teo Roz, nu, ținuta nu-mi place. Tu îmbrăcat așa... ai încercat un beauty foarte retro, glam, cu acel colier la gât. Rochie era atrocisimă, dar nu mai contează. Știi, are o... trebuie să fie mai... da. Hai, tânză! E prea... da. Pentru mine, de asta competiția asta e o mare provocare. Măi, eu... nu știu. Nu știu ce a făcut tata cu mine. Și-a dorit băiat. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar sunt băiețoasă și așa sunt. Adică nu pot să mă împachetez, să vă arăt vouă un pachet, dacă eu când mă despachetez sunt așa.
sunt băiețoasă și asta e, încerc, joc în videoclipuri, o joc și pe feminina și așa, dar nu pentru mult timp. Asta, dacă iese băiatul de mine, de fiecare dată când vorbesc, ce să fac? Note. 1. Au și jos de nota asta. Da? Hai că-i dau eu ca să... Dă-i tu, dă-i, Raluca. Haide, Teo! Bravo, mulțumesc! Dragă, bravo! Mulțumesc mult! Nu știu dacă merit chiar 4, da! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Meriți, dragă, ce al tău e pus deoparte. Mulțumesc! Atalica, ai văzut ce note mari? Da, da, chiar da, mulțumesc! Înseamnă emoția asta, Teo, felicitări! Mulțumesc tare mult! Sper că a ajuns la voi mesajul piesei și felul în care eu și băieții am interpretat-o. Trebuie să mă votați 6-1-2-0-6, să rămân cât mai mult în competiție pentru că am mult mai multe surprize pregătite pentru voi. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Teo Roz!